Salutare, prieteni! Vine toamna. Zilele următoare deja ne așteptăm să fie frig și în perioada asta cel mai mare motiv de stres pentru noi este dacă avem sau nu lemne suficiente în lemnărie. Ăsta e motivul pentru care de data asta suntem relaxați, pentru că am avut vreme să ne băgăm, să ne tăiem niște lemne, să le aranjăm în lemnărie și în video de astăzi o să vă arătăm care este starea gospodăriei noastre, care e situația cu animalele, ce animale mai avem, care e evoluția lor și așa mici discuții printre ele, așa că vă invităm să urmăriți acest video până la final și sunt sigur că o să vă placă. Haideți cu mine! Cele 20 de găinuși ale noastre au avut o perioadă destul de lungă de repaus de la AOA și ne bucurăm totuși că acum, pe la mijlocul lui octombrie, încep să ouă din nou, găsim ouă în cuibar și asta ne bucură foarte, foarte mult. Ce faci, păișorule? Ce faci? Vrei să pleci acum? Da, crezi că-ți dau mâncare, dar tu ești nesătul. Tu vezi, nu-ți ajunge în veci mâncarea. Da, merem să-ți dau? Deși acești purcei sunt din mai, 20 mai 2023, vedem că se dezvoltă destul de bine. Asta pentru că nevastă-ta le dă de mâncare mult și bine. Păi le dă nevasta și le dau și eu. E un adăpost temporar în care ținem, improvizat dintr-o trambulină veche, împrejmuită cu o plasă. Îi hrănim dimineața și seara, urmează ca... De când dă frigul mai puternic, probabil pe la începutul noiembrie, să-i mutăm înapoi în țarcu cu caprele și cu ceilalți porci, dar deocamdată îi ținem separați și vedem că evoluția lor este bună. Cele 5 familii ale mele de albine s-au transformat în 4. Pentru că una dintre familii fiind mai slăbuță, am unificat-o cu alta. Pentru că am cumpărat aceste două familii pe la începutul verii, având două roiuri de la ele, nu am familii foarte puternice, sunt familii pe 4 și 5 sau 6 rame, dar am speranțe mari că voi ieși cu bine din iarnă cu ele, avem mâncare destulă. Și mai trebuie doar la aceste două familii să le pun o păturică pe deasupra, eventual să le mai fac o ultimă verificare. Dar pentru cei interesați de apicultură și această latură a activității mele, probabil voi face un video separat. Întrebare întrebătoare pentru tine. Câți metri sunt de la casă până aici? De la casă și până aici avem 25 de metri. Și cum ți s-a părut apropierea asta de albine? Inițial am avut emoții pentru că prietenii cu care colaboram și m-au sfătuit despre albine îmi spuneau că s-ar putea ca în toiul verii, când e căldura aceea mare, albinele să caute apă și să dea târcoale mai mult în zona casei și a terasei. Însă nu le-am simțit prezența aici deloc. Mai degrabă am văzut viespi și alte vietăți pe care le vedeam și în anii anteriori. Însă albinele nu le-au deranjat chiar deloc. Deci la 25 de metri de casă albinele nu te-au deranjat deloc.
Asta e concluzia noastră după un an, ia ține albine, un an în care a fost destulă ploaie, nu a fost un an extrem de secetos, însă putem să vă spunem că neavând albine, în anii anteriori ne-au înțăpat albinele umblând desculți prin iarbă, însă anul ăsta nu s-a întâmplat asta. Ele sunt îndreptate și în direcția aia, adică departe de casă, și atunci ele când decolează pleacă cumva așa. În primăvară, când au înflorit murele, erau plini de flori și erau multe albine chiar lângă casă, dar totuși nu ne-au deranjat cu absolut nimic. Da, nu ne-au deranjat să ne atace sau să ne simțim amenințate de ele, pentru că e clar, albinele când merg la o floare, ele au treabă cu floarea, culege polenul și nectarul și așa mai departe. N-au ele treabă să atace pe nimeni. Ideea este că nouă ne-au luat ceva timp să ne obișnim cu conceptul de apicultură. Și chiar dacă a fost o provocare, cumpărând doi stupi anul ăsta, despre albine am avut o grămadă de provocări, pentru că s-au întâmplat o grămadă de chestii într-un singur an. Și asta a fost un crash course pentru noi. Nu am un crash course, vorbește în română. Asta a fost un curs intensiv pentru noi să înțelegem exact ce înseamnă apicultura și cred că suntem pregătiți să mergem cu curaj înainte în anii ce urmează. Să vedem totuși cum vom ieși din iarnă, însă știu că e un subiect plictisitor pentru cei mai mulți dintre cei care se uită la noi, care vor să vadă alte tipuri de animale, nu gângăni și gonje. Dar vă las cu concluzia că avem 4 familii, urmează să le mutăm mai încolo, deoarece dorim ca spațiul ăsta de grădină să-l folosim din nou cu, eu știu ce și-a plantat Andrei aici, răsaduri, și atunci le tragem un pic mai încolo, ca să nu fie așa amenințătoare, că totuși de-a lungul verii și primăvara-vara, când ele pleacă și au o activitate intensă, zona asta vreo 10 metri încoace și 10 metri în jurul lor, e bine să o cam ferim. Și să știi că le-ai insultat, le-ai spus gonje. Nu o să supără albinele, că eu le cunosc pe fiecare, pe nume și toate prietenele mele. Hai, dragă, să-ți arăt caprele, că tu nu prea vii aici în partea asta. Aici nu mai eu vin și mă pironiesc cu tăche, cu baluse, cu fânul, cu porci, cu caprele, cu țapul ăsta, bărânde. Cred că e important să menționăm faptul că gospodăria noastră nu este doar animalele astea pe care le avem aici. Avem altă gospodărie în altă parte a Maramureșului, la care lucrăm intens, la garduri, la curățenie, la pregătiri, la tot felul de lucrări care sunt necesare la o gospodărie care fusese părăsită pentru vreo 4-5 ani. Mă te minunesc câteodată cât de repede poți vorbi și trebuie menționat că tu lucrezi acolo intens, că eu sunt... Împreună lucrăm, că tot ce facem noi e un efort comun ca o familie. Succesul nostru ca familie, ca ce facem noi, în general, se datorează faptului că fiecare își face partea lui foarte bine și împreună tragem spre un țel comun. Da, exact. Tu tare mă vorbești. Cred că de-aia nu merge așa bine, că ai luat rolul ăla, știi? Dacă n-ați vorbi eu, nu prea ți-avea ce asculta, v-ați plictisi la unele videoclipuri, că Andreea și ea știe vorbi bine, numai că la ea vin cuvintele mai greu. Fapt care de multe ori e o binecuvântare, pentru că e bine știut că femeile sunt alea cu taca, 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 la noi sunt eu mai mult cu taca, taca, și Andreea e moderată, deci e ceva de apreciat. Ștruli, ce faci? Ai rămas singur-singurel pe lume, o profitat? Japițele astea de tine, au profitat. O dată pe an, ești ca și ce la... Asta nu-mi scoși. O dată pe an, ce-i cu tine? De mândra minunii te faci. De mândra minunii că tare rău puț. Nu te speli, dar că numai o dată pe an. Că puț rău. Bruno, țapul nostru, care cu siguranță va petrece iarna la noi, din nou, pare să fi montat toate căpruțele. Haide, de. Ia. Haide, de. Mă, hai dat afară tu, ce vitrică? Dana, tu ești.
Hai, bine. Astea sunt caprele noastre. În momentul de față mai avem 7 capre montate. Așteptăm să ne fete la primăvară. Avem 3 eduțe care nu s-au montat încă și mai avem un țap mare și un țăpic mic. Recent am sacrificat unul dintre țăpicii mici. Și nu mă pot concentra de caprele astea, pentru că una e acolo la cameră și una e aici la mine, vrea să mi se suie în brațe. Dar ne plac foarte mult caprele noastre, le iubim. Sperăm cu toată speranța și cu toată tăria ca să fie toate montate ca să ne fete la primăvară. Doamne ajută să avem 7 capre la mulți. Am câte ori fi. Dar căprițele sunt o parte foarte importantă în gospodăria noastră. Animale pe care noi le iubim, ne-am obișnuit cu ele, au aici un țarc mare, un perimetru în care ele pasc și considerăm că sunt fericite. Păi ce cald e râs și fain. Așa cum vă ziceam, aici avem două purcele. Asta e purcică, castrată și cealaltă e scroafă. Pe scroafă o cheamă Ludmila. Am dus-o recent la montă. Avem în sat vier, gher, cum se zice la noi. Am dus purcica și sperăm, credem că s-a montat, pentru că nu a mai intrat în călduri. Am dus-o la montă în 9 septembrie, deci a trecut destul de mult timp de atunci. Și așteptăm cu nerăbdare să vedem câți purcei va făta anul acesta. Una dintre purcele am sacrificat-o acum 2 zile și trebuie să vă spun că a avut un gust extraordinar. Chiar mi-a pregătit Andreea un sandwich astăzi cu pulled pork, adică porc din ăla așa spârtecat, cum îi zicem noi. Avem rețeta pe canalul de YouTube, eventual vă lăsăm rețeta în primul comentariu. Și un alt animal preistoric pe care mai avem noi în gospodărie, pe care din păcate nu vi-l putem arăta efectiv acum, dar o să vă arătăm niște cadre în ceea ce urmează, să o vedeți pe Măriuca, bivolița noastră, pe care am dus-o pe drum, pe asfalt, vreo 5 km să o ducem la muntă. Și asta e gospodăria noastră, bivoliță, capre, porci, găini, purcei, pisici, căței și ce alte animale mai avem noi sezonier. Apropo, sezonier, 2 iepuri am sacrificat acum vreo 4 zile. Îi mulțumim lui Vele, băiatul care a câștigat în primăvară, care ne-a dus cele două iepurițe. Nu s-au putut monta, le-am sacrificat, le-am mâncat, un gust extraordinar. Să termină bateria, așa că trebuie să le repezez toate lucrurile. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, dați-ne un like, scrieți-ne comentarii, reacțiile voastre în partea de jos. Vă mulțumim tuturor pentru că ne urmăriți. Stați aproape pentru că vor urma proiecte interesante și, după cum v-am obișnuit, continuăm treaba.